Silviu Prigoană, datorită carierei sale în politică, reușește să aibă venituri care să-i ofere un trai mai mult decât decent. Pe lângă rolul de parlamentar acesta este și un cunoscut om de afaceri gestionând mai multe întreprinderi. El a reușit să se pensioneze mai repede, la 57 de ani, având contribuții uriașe din timpul mandatului său. Din luna octombrie 2019, el primește pensie lunară din partea statului, suma primită în fiecare lună este de 35.000 de lei românești, cu toate că mulți români ar spera la o astfel de sumă. Omul de afaceri s-a declarat nemulțumit și vrea să dea statul în judecată, Silviu Prigoana a fost nemulțumit în momentul în care a aflat că Parlamentul a eliminat mai multe privilegii și indemnizații salariale privind foștii parlamentari astfel că de la pensia inițială de 40 de lei, i s-a scăzut 5 lei. Omul de afaceri se gândește să meargă la tribunal pentru a primi apoi suma de bani care i se cuvine.